Mulțumesc pentru optimism. Și pentru curaj, că alții se șoșotesc așa, dar nu prea au curaj să spună nimic la camera. Păi dacă am ieșit la o revoluție, am dat cu pietroaie milițienii cap și cu molotov, n-am înțeles. Pentru ce să fie frică? Te-ai călit. Ce să-mi facă, mă, mie, mă? Ce pot să fac? Toți suntem datori cu o moarte, nu mai mult. Dacă Dumnezeu o moară, restul să mă bagă și păi a murit ei, să avați preoți, ingineri, doctori, pop, avocați în pușcării și... Pentru ce? Ca să facă ei acum? Păi ăștia trebuie... Trimis și acolo locul ăla. Ale nepotă sau acum sunt conducătorii din ziua de azi. Da, cu un proces corect și... Păi ce corect? Păi că ce să fac corect? Când tu vii și schimbi mie peste noapte bordoața de junt, guvernul schimbi legea justiției, ce e aia? Păi odată ce e legea, Constituția, repetă-te-o, bă, că da, ești obligat. Nu stoți că furtul să scapi de pușcărie. Bă, cine ești tu? De acord. A vrut să închidă gura, nu? Cum? Ți-au zis să închizi gura, să taci dracu. Nu, nu. Sau altcuiva au zis. Păi poți să zic că ce-i treaba. E democrație, poți vorbesc că ce vreau. Ok. Deci nu vă intimidează cu una cu două. Pe mine? Da. Câte clase? N-are mă nimic, că o face pe 8-a. Eu l-ajut. Eu mai mă pricep și eu, că am fost și eu pe acolo. Și vrea să candideze de primar. Da, nu e obligator să ai masterat, nu? Poți. Bă, dar cum gândești tu rapid, gândești să iei o puteră decizie pe moment? Are consilier, are viceprimar. Consiliul până la urmă decide. Să bă, că cam e o nenorocire acum și trebuie astăzi. Până vine consiliul, că ăia sunt unde să plecați, nu ce faci? Îi aștepți pe aia. Adu-ți dracu, a venit apă, ți-a lăsat un plută. Dacă îl votează lumea, o să-i reprezinte. O să-i merite. Crezi că ăștia care au venit cu mașini aici vor să fure? Nu face parte din echipa lor. A cui? Ăștia care au fost până acolo la conducere. A. Îi cunoști așa după mașini, după aia? Nu ești de zonă. Nu, nu de aici. Văd că cineva cu numele de București. Păi ce dacă e de București, acum contează, poți să fie și în Spania. Am înțeles. Ne-ai votat? Da. Liber, cum ai vrut? Dar nu mă, m-am dat pe mine cum să votez. Eu votez cum trebuie să votez. Dacă ar vota toți ca mine, ar trebui să-l aduc pe Vlad Țepeș și să-i pună la punct. Nici chiar să așa, acele erau metode medievale, acum suntem în secolul 21 în suntem, Europa. Cum să spun, nu să ajungem în feudalism. Dar la felul cum se comportă ăștia, așa merită. Am înțeles. Așa merită. Ați participat și la referendum? Nu putem să facem canibalism, că nu mai merge. Ați participat am evoluat, am urcat pe lună. Vorba aceea, avem și noi acum alte tehnologii. Uite, te vezi de aici cu prietenul din... Australia, Australia, exact. America, din alea, la referendum să ați participat? Sex online. Asta nu. Șterge-o pe aia. Da. La referendum ați participat? Da, nu, am participat la toate alegerile. Nu, mă refer la asta de azi. La toate de când a început revoluția, a fost și un pic revoluționar în piață, dar nu m-a dus eu permis de la că am considerat că nu e nevoie. Eu m-am dus acolo pentru ca să fac schimbarea în gândul meu. Dar am ajuns să cresc ca prea acum. Da, nu e am rău. Am în vârstă, n-am vrut să mai sau... pentru voți. Și atunci am încercat pentru mine. Și zici că ăștia care au venit cu mașinile vor să rămână la guvernare. Mare parte de ei. Și în ce fel? Cum influențează votul? Nu știu dacă poate să-l influențeze acum, aici. Mm-hmm. Faptul că stau pe aici, cred că e pe poziție de gură cască. Ei l-a influențat în spate. Era la arte. Cum? S-a dus cu oamenii și la și cu vorba. Și după cu sacoșa cu gel. Și după aia omul vine în cabina de vot secret. El e deja în cabina de vot secret. E pregătit ca a luat. Uite în așa. Cabina de vot secret și face ce vrea, nu? Da, da, el știe că bă, dacă eu nu fac ca ăla, și că m-a angajat, păi cum? Mi-a servici. Cum o să știe ce am votat? Că votul e secret. N-ai înțeles. Deci vei între aici. Ăștia se duc și vorbesc cu ei acasă. Și dă mită ce le-o da acolo, pe furiș, noaptea, ziua, treaba lor. Dar nu poate controla votul, că votul e secret. Nu, păi îl controlează indirect în oameni ăștia, controlează indirect. Adică ducându-se la el acasă în timpul cât s-a avut campania electorală ultimul timp, face și spune, băi, tu acolo vezi că ești la poziția aia, la aia, la uite, ai pentru asta, ori de bani, ori de bun, ori de ceva. Ai servici, te-am angajat, nu, votezi, te dau afară la servici. Adică să participe. Nu-ți mai dau medicamente compensate. Adică îl obligă să participe la vot. Nu să voteze într-un anumit fel. Timp,
obligându-l la vot, îi spunea, acolo trebuie să votezi. Că altfel te dau afară de la servici, nu mai primești alea compensate, nu mai e tâncât. Și omul de frică, încă a dispărut, n-a dispărut frica aia din creierul lor. Dumneata, presupui că e așa sau ești convins? Nu sunt convins, bă, dar ai văzut astfel de cazuri? De unde? Eu nu-i văd cum se mișcă aici, îi simt tot timpul. Am înțeles. Și sunteți cu satul Ciperceni împreună, da? E comun acolo. Da, aici e Poiana, acolo e Ciperceni. Și primăria e acolo? Primăria e acolo. În conjunctură a fost așa cu timpul, aici era primăria, unde e clădirea. Aha, frumos. Așa. Și acum ce e aici? Clădirea asta a fost făcută pe bani publici de vreo 4 ori până acum. Și s-au spălat bani? Mulți de tot. Mm-hmm. Cine verifică spălarea banilor? Și acum pentru ce o folosesc? Arată frumos că este clădirea... Fosta clădirea primăriei. Nu, e clădirea statului. Mm-hmm. Și arată frumos de bine. Dar de câte ori s-a vehiculat banii noștri, s-a spălat aici? Și primarul e acela? Primarul e acela și ori s-a mai schimbat? Păi nu, că de fiecare dată, la fiecare dată a schimbat. Mm. Trebuie să cheltuie bani să facă, iar de nou. Nu, dar zic, primarul a rămas aceeași persoană? Deocamdată tot ăla este. Am înțeles. Altă întrebare? N-am alta, m-am lămurit, e clar. N-avem de grabă schimbare. Deci fii atent aici ce văd eu. Mobilizarea care e acum, nu făcută de cineva, s-a săturat lumea. A ieșit la vot masiv. Mă uit pe Facebook, toate orașele Europei sunt pline, stau la coadă, țipă, dă-ne votul, că nu mai avem. Deci crezi că o să avem schimbare? 100%. Sunt sigur 100%. Când am văzut acum pe Facebook toate imaginele, toate orașele Europei, pot să dorm liniștit la noapte. Până acum am dorm liniștit că... Zic... Oricum, ceva... Voturi prind, dar nu așa la greu ca să poată să dicteze ei ce vor.